Într-un glas, trăiască Domnul nostru Iisus Hristos! Trăiască Domnul nostru Iisus Hristos! Iubita adunare, iubiți tineri, stimați prieteni ai casei Domnului, suntem aici în seara aceasta cu scopul și cu privilegiul care Dumnezeu ni l-a oferit. Ne-a dat Dumnezeu oportunitatea să ne închinăm nu știu câte ori în viața noastră înaintea Lui și acesta este harul Lui. Pentru aceasta aș vrea să-i mulțumim din toată inima noastră că suntem în viață, suntem la oaltă, suntem sănătoși în numele Lui și pentru posibilitatea aceasta care ne-a oferit-o astăzi să ne închinăm înaintea Lui. Cred că chemarea care ne-a făcut-o El, Domnul Dumnezeul, să avem părtășie cu Fiul Lui, nu este un lucru de apucat. Suntem aici și vom încerca cu ajutorul Domnului August, tot Augustul, să rămânem aici fără să ieșim în vreo parte sau în alta, ca să stăm și să ne apropiem și de Domnul. Ne-am făcut tabieturile noastre, ne-am distrat, ne-am bucurat și ne-am relaxat într-un fel sau altul, dar am vrea, cel puțin aceste patru sâmbete, să rămânem în casa Domnului, să ascultăm cuvântul Domnului, să slujim în patos și să facem ceea ce dorește El să facem. Amin? Amin. Voi cu ajutorul Domnului pentru în septembrie, avem planuri de ieșire din nou, dar până de atunci, haideți să căutăm casa Domnului, să ne apropiem de Domnul și să rămânem mulțumiți. Amin? Pentru aceasta vreau să ne rugăm în direcția aceasta și să-i spunem, Doamne, îți mulțumim pentru tot ceea ce ai îngăduit în viața noastră, îți mulțumim pentru noi toți care suntem aici și spre sfârșitul rugăciunii, să rugăm frumos să se coboare la noi. Să lase ungere peste cântare, să lase ungere peste cuvânt, peste cei ce vor rosti psalm sau poezii, peste cei ce vor cânta. Totuși este o acțiune desfășurată sub influența Duhului Sfânt și vreau să cred lucrul acesta. Nu este un lucru de apucat, nu este o joacă, pentru că Ieremia 48 spune, nu vreau să rostesc de aici, dar nu este bine să facem nicio lucrare cu nebăgare de seamă. Amin? Așa, noi vrem să intrăm sub binecuvântarea lui Dumnezeu și nu sub blestemul. Amin? Odată, pentru totdeauna, eu cred că ne-a scos pe toți de sub blestemul diavolului și ne-a strămutat Dumnezeu sub binecuvântarea Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeu să fie lăudat pentru aceasta. Haideți să ne adunăm puterile, energia, să ne deconectăm un pic de la tot ceea ce înseamnă lume, pământ și să ne conectăm la firul mesianic al lui Dumnezeu, spunându-i mulțumim frumos din toată inima noastră. Ne rugăm cu toți în direcția aceasta și mulțumim Domnului. Tată din cer.